cine știe. Stăm de vorbă cu oameni mândri de ei, mândri de realizările lor și mândri de moștenirea lor, indiferent, slavă Domnului, indiferent care este aceasta, pentru că de obicei ne mândrim cu ce avem mai bun. O dovadă vie este domnișoara Loret, care s-a făcut afro. Bună seara! Bună! Ce faci, draga mea? Tu ce faci? Ce faci, vârstucul? Hai să vedem bine, acum bine. Cum o dăm, că... Bine. Cum facem să... De ce, uite? Ce e aici, barde negri? Mamă. E o comunitate, nu e un bar. Deci sunteți groaznici. Ca să vă povestesc, cele mai rele și cele mai rele le pățesc cu Cabral, care are un simț al umorului deosebit. Este number one. Și îți dai seama că încerci să fii cât mai delicat. Ți se pare că jignești, că nu știi, și vine Cabral și zice: bă, munca e pentru tractoare negre și calculatoare. Oh, nu mai zici așa! Nu mai zice că e discriminatoriu! Dar ce, mă, că eu despre mine zic, nu zic despre... Vai de mine! Și simți că transpiri așa, că tot timpul trebuie să ai grijă în capul meu. Dar mie îmi place că sunt așa neagră, pentru că toată lumea mă invidiază, toată lumea merge la solar, eu nu trebuie să mai merg la solar. Eu Să urăsc sincer. Nu e o problemă că suntem numiți negri. Lumea probabil zice: dom'le, nu trebuie să spun că ești negru. De culoare, prefer negru. Știi? Pentru că este clar, suntem negri, nu cum se aude, derivate ale cuvântului negru, pur și simplu negru. Știi? Asta e. Din totdeauna ați gândit așa? Relaxat? Eu da. Eu n-am avut nicio treabă. Am fost întrebată de foarte multe ori dacă mi-aș fi dorit să fiu albă. Și nu. Deci niciodată nu mi-am dorit să fiu albă. Chiar dacă eram albă, tot eu eram, dar dacă sunt așa neagră, mulatră, e ceva exotic, e ceva frumos. Răspunsul adică până la urmă, întrebare... fata lui Dumnezeu, suntem egal toți. Așa e. Ce vrei să spui, Mike? Da, ziceam că răspunsul la întrebare, eu m-am împăcat cu ideea asta, că la un moment dat chiar am avut o, pot să zic, o criză de identitate, știi? Când am fost în Congo, acolo, țin minte că eram poreclit fasole albă. În Congo erai alb? Da, în Congo eram alb. Și când am venit aici, eram negru. Și... De fapt, ai dreptate. Și m-am întrebat, dar ce sunt până la urmă, știi? Și tata și mama mi-a spus: măi, nu-ți face griji, tu ești și alb și negru. Nu, nici alb, nici negru, ești amândouă deodată. S-am zis, este. Erai mic amândouă. În perioada aia, nu? Asta a fost... Da, era exact, ești ca televizorul, tata, uite, alb negru, ca ce era în perioada. Ești amândouă, ești toate. Asta a fost marea problemă a președintelui Obama, care a fost crescut ca alb și care la un moment dat a trebuit să-și recunoască moștenirea cu mândrie, dar a avut o perioadă de shift, adică nu știe exact dacă cum se întâmplă. Mama albă, tatăl de culoare. Și atunci, în capul lui era... Nu, până la urmă, culoarea e o chestie de cultură. Da. Nu e neapărat, nu e o chestie de epidermă. Mănâncă din astea, dacă vrei. Sunt ale mele și sunt ok. Poftim. Bravo. Dacă mai e cineva care vrea din astea, care nu știu cum se numesc, puteți să mâncați liniștite. Știți ce mi se pare mie foarte ciudat, Iolo? Faptul că toți sunteți părinți de fete. E un trend? Slavă Domnului! Cred că e un făcut. Și se poartă fetele? Cred că e o ironie a Universului pentru tot ce am făcut în tinerețe. Ne cerem scuze pe calea asta tuturor taților de fete ofensați. Universul fiind Dumnezeu în sine. Nu, e... Cred că trebuia să învățăm prin chestia asta și este, din punctul meu de vedere, cel mai frumos cadou. Mi-ar fi plăcut un băiat, dar am mult mai multe de învățat așa. Să vină și un băiat. Să vină și... Asta voiam să întreb. Aveți vreun gând în acest sens? Nu. Să vă dea Dumnezeu un băiat ca mine. Amin. Amin. Cam cu toții v-ați mutat dintr-un loc într-altul. Mike povestea despre Congo, tu povesteai despre Turcia și tot așa. Faptul că nu v-ați putut face neapărat prieteni într-un loc, situație prin care eu personal am trecut și știu ce înseamnă, v-a afectat pe termen lung? Depinde de vârstă. Cred că prietenii aceia de care chiar avem nevoie, știi cum e, prietenii la nevoie se cunosc. Avem nevoie atunci când creștem, atunci când suntem mici și împărțim prietenia la alt nivel, știi? Și am fost în multe școli, de la liceu până la facultate, am tot schimbat colective. Cred că schimbarea colectivului afectează oamenii adulți și
încă nu am ajuns la acel nivel, pentru că eu deja m-am întors din Congo la vârsta de 7 ani și de la 7 ani trăiesc în România. Deci m-am născut în România, evident, dar am avut o perioadă în care am plecat acolo. Asta e. Vreau să o întreb pe Loret, știind că a fost necăjită de prietenii din copilărie, știu că te cam chitonea un pic. Dacă mai nu știu că... pe ei, dar eu pe mine chiar m-au... Te-au afectat? Nu neapărat. Trebuia să mă chem. Bine, îți dai seama când ești copil... Îți dai seama când ești copil, singurul copil de guloare și ești, nu știu, la în școala generală nu prea am avut probleme, pentru că eu, copilăria mea, am copilărie la țară, la bunici, și atunci când crești într-un sat, toată lumea te iubește, adică toată lumea se cunoaște cu toată lumea, toată lumea strigă după tine, Loret în sus, Loret de jos. Da, numai că te aștepți ca la sat lumea să fie exact. Mai... Nu, nu. Din contră. Chiar n-am avut probleme. Incredibil. Eu sunt din Cuza Vodă și chiar n-am avut probleme. Toți profesorii mă iubeau, toți colegii mă înțelegeam. Tu te-ai născut la Brăila. Exact, da, și am copilărit până la vârsta de 10 ani la bunicii mei în Cuza Vodă. Și am avut probleme din punctul ăsta de vedere. Însă în momentul în care mama m-a dat la liceu, când am crescut un pic mai mare. La ce liceu ziceai că ai fost? Am fost Constantin Brâncuș din Brăila, forestier, liceu, da. Fostul 5, industrial 5. Da. Și acolo au început adevăratele probleme, aș putea să zic, din punctul meu de vedere, pentru că eram un copil. Și de seama, fiind copil... Te mai duceai și la baie, de multe ori mi s-a întâmplat ca colegii să nu-mi dea voie să merg la toaletă, mai făceam și pe mine, pentru că eram neagră și îmi spuneau că n-am voie să merg la WC-ul, când spuneau că negrii n-au voie să intre la WC-ul. Ca în America. Îi fac pe ei. Cum? Da. Da, treaba cu zăpada, că am citit eu la un moment dat. Da, treaba cu zăpada, asta a fost o altă problemă și acum mi-aduc aminte și cu... Și râzi acum cu... Dai seama că acum mă amuz și de câte ori mi-aduc aminte cu mama, depănăm așa aminte de când eram eu mică și ne amuzăm împreună și râdem, pentru că atunci când mi s-a întâmplat treaba cu zăpada, țin minte că mama a venit împreună cu vărul meu și a bătut două clase, deci la cap, la coadă, până când a ajuns la directorul școlii, i-au bătut două clase pe toți, la rând. Deci care a fost treaba cu zăpada? Mama cine a bătut-o, cine n-a bătut-o. Te-a bătut cineva? Treaba cu zăpada a fost în felul următor, că eu am mers într-o dimineață la școală și acolo erau copii mai mari care stăteau la intrare și într-o zi mi-a zis că n-am voie să intru în școală, astăzi e ziua în care tu nu intri în școală. Bine, după lungi discuții m-au lăsat să intru în clasă și la un moment dat am vrut să ies afară, am ieșit în pauza mare afară și au început să mă spele cu zăpadă. Au zis că trebuie să te spălăm cu zăpadă, că tu ești neagră și trebuie să te albești ca să poți să stai în școală. Da, pe mine una m-ar fi ofensa. Bine, dai seama că la vremea aia nu cred că am fost un pic traumatizată, nu am vrut să mai merg la școală vreo 3-4 zile, mama a încercat să mă convingă, a venit la școală, a bătut două clase de copii, adică la vârsta... La, nu știu, la 11 ani, 12 ani e un pic mai greu, da. Pentru că îți dai seama, te trezești, wow, într-o școală unde sunt numai copii albi, tu ești singura de culoare, stai undeva, nu stai în prima bancă. Bine, profesorii, da. Eu am învățat foarte bine în școală și la facultate la fel și tot timpul cei care învață mai bine, profesorul au tendința să te pună mai în față și tot timpul profesorul mă punea în față, dar eu mergeam tot timpul în spate, pentru că aveam așa o chestie, să stau mai în spate, să nu mă văd, că eram neagră, înțelegi? Iubita. Dar acum e bine, știi? Oh, stai că m-am supărat. De ce te-ai supărat, dragoste? Vrea microfonul. Un biscuit? Dă-l. Dă-i microfonul, liniștită. Așa, Mike, voiai să spui ceva și te-am întrerupt eu. Da, cred că am trecut toți prin chestia asta... Asta nu e o problemă, da, că și mama când a fost în America strigau după ea, hei, nu e o problemă să nu confundăm că e o sau problemă. Ceva, știi? Pur și simplu, copiii au vrut să vadă dacă noi suntem la fel ca ei, dacă culoarea de pălăsia, știi? Și poate că erau faptul curioși, că da. O practicau mai agresiv, că și eu la școală am fost mutat la foarte multe școli și punctul comun a tuturor școlilor a fost că la fiecare clasă veneau clasele menor și mă provocau. Vreau să vadă dacă eu sunt tare la bătaie, știi? Și aproape săptămânal trebuia să mă demonstrez. Da, știi? Da, da, se organizau tot felul de chestii. Păi l-ai bătut pe ăsta, hai, mâine te bați cu ăsta, da, eu trebuia să zic da. Trebuia să mă dovedesc, știi? Și a fost așa o provocare după uite, provocare. De exemplu, știi? Fratele meu n-a avut niciun fel de problemă. Deci nimic, nu i-a zis un coleg negru sau nimic. Deci absolut nimic, n-a avut probleme. El nu, din contră, fetele pe el direct. Opa, eu nu știu că ai 8 frați. Da. Tu ești cel mai mare, da. Cel mai mare dintre ei. Apucați vreodată să vă întâlniți de da. Toți? Da. Cu da. Familie și cu tot? Da.
rar, și acum, rar acum ce-i vine, drept, dar... Vine întrebarea cea mai cretină din emisiunea. Și la sfârșit când plecați, vă spuneți te pup, papa? Corect. Nu, dacă auzeam asta la televizor, îmi trebuia o pungă de tarun. Vă să-mi facă plouă, e ok. Stimați respectatori, în 30 de secunde vom asculta cântarea Alina a Loretei, care a venit... Dar pot să zic și eu despre această piesă? Fii atentă! Deci piesa mea se numește S-a terminat, este o piesă pe la care eu am lucrat foarte mult și îmi place extraordinar. Autobiografică? Da, și îmi place foarte mult ce a ieșit. Sper să le placă și celor care o vor asculta. O găsiți pe YouTube, Laurete S-a terminat. Și e foarte frumoasă. Laurete S-a terminat, pentru că Laurete a cântat. Doamnelor și domnilor, Loret!